jucător profesionist de hockey între anii 1983 și 2006, Steve Eiselman este considerat unul dintre cei mai mari practicanți din toate timpurile ale sportului cu puck și cross. De la 21 de ani, sportivul născut în Canada pe 9 mai 1965 este capitanul celor de la Red Wings Detroit, echipă din rândul cunoscutei structuri NHL, alături de care Steve își desfășoară activitatea. La 26 noiembrie 1999, Eiserman a devenit al 11-lea jucător din istoria clasamentului NHL, având înscrise 600 de goluri. După retragerea din activitatea competițională la 3 iulie 2006, Steve Eiserman nu rămâne departe de sportul agreat și devine directorul general al Ligii Naționale de Hockey NHL.